Hai, salutare, măi prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta vorbim despre Brawl Stars. Știți bine că am făcut un post pe YouTube unde trebuia să votați voi acolo și v-am întrebat dacă vreți să pun episoade cu Brawl Stars și informații despre update-uri și chestii din astea și m-am hotărât să pun. Am văzut că mulți dintre voi ați vrut și haideți să începem. Astăzi vreau să vă arăt câteva concepte de skin-uri din acest joc. Și sunt foarte interesante și aș vrea să se bage câteva dintre ele. Nu am foarte multe. În acest episod o să avem câteva skin-uri, dar pe viitor o să facem mult mai multe episoade dacă o să vă placă și vouă. Și da, haideți să trecem la clip. În prima imagine vedeți un skin pe Tara. După cum vedeți, scrie Tara Remodel Fan Concept. Deci acesta este un skin pe Tara. Arată foarte fain. După cum vedeți, este o altă costumație pe Tara și ea are acolo 5 cărți în față care le ține cu puterea minții, dacă pot zic așa. Și asta e foarte mișto, îmi place cum arată skin-ul, e chiar mai mișto ca cel din joc și chiar aș vrea să se bage acest skin în joc. Bun, haideți să trecem la următorul. După cum vedeți, o avem pe Bibi. Aceasta este o carte care a fost băgată în ultimele update-uri, mai bine zis un nou brawler din ultimele update-uri. După cum vedeți, are un skin de albinuță pe ea. E chiar mișto skin-ul și după cum vedeți are acea bâtă din spate, aceea era o bâtă, acum este o albină și îmi place foarte mult, scrie Baby is here. Deci da, Baby is here. Această carte sau brawler, acest brawler mai bine zis, este foarte mișto și îmi place, nu știu ce părere aveți voi, dar aș vrea să se bage și acesta în joc. Următorul skin este pe Nita, ăsta este cel mai tare skin care l-am văzut pe net până acum, mai ales că este un concept și arată extrem de bine. După cum vedeți, Nita are acele chestii de marionetă, cum ar fi că ea îl controlează pe ursuleț și asta e mișto. După cum vedeți, ursulețul este rupt acolo în stânga puțin, adică în stânga ursulețului și în dreapta voastră, cum ar fi. Are puțin plușul rupt acolo și curge umplutura din el, dar e foarte mișto. Îmi place cum arată și conceptul acesta, ideea aceasta, e foarte mișto. După cum vedeți, se cheamă Puppeternita și e foarte mișto. Iar următorul și cel din urmă este acest skin tot pe Nita, Tiger Nita. Ăsta e foarte mișto, nu știu dacă l-ați mai văzut, dar arată și acesta belea. După cum vedeți, sunt amândoi în tigru, costumați și arată foarte mișto. Nu știu ce părere aveți voi. Cam astea au fost skinurile de azi care am vrut să vi le arăt. Sunt niște concepte mișto și chiar ar merita să se bage în Brawl Stars. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un mare like, să vă abonați, să dați și un share și până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!